Bun găsit! Istețime și capacitatea de a vedea lucrurile din alt unghi, din altă perspectivă. Berbeci, foarte bună zi, sub aspect relațional, pot discuta despre planuri, despre visele lor, află tot felul de lucruri, unele utile, altele mai puțin utile pentru ce au ei de făcut. Taurii, sunt creativi la locul de muncă sau în realizările pe care și le-au propus și pot veni oportunități noi, se pot deschide noi piste. Pentru gemeni, foarte bune drumuri, călătorii, vizite și reîntâlniri, iar în relația cu autoritățile pot fi suficient de simpatici sau de adaptabili, astfel încât să găsească pe loc o soluție ca cineva să le rezolve o problemă. Pentru raci, ziua este minunată datorită altor persoane, invitații pe care e bine să le accepte. Pentru lei, foarte sociale astăzi și arată latura lor frumoasă, sunt foarte comunicativi și fac impresie. Fecioarele muncesc de zor, muncesc mult, lucruri noi la care se pricep sau pe care le învață repede și din mers. Balanțele, au și ei o zi bună astăzi, mai ales în plan creativ. Vin cu idei noi, e o muncă lejeră, fac lucruri care le plac. Pentru scorpioni, foarte bune aspectele, mai ales dacă se concentrează pentru lucruri pe care l-au de făcut și își lasă imaginația liberă, pentru că e nevoie de imaginație pentru a găsi soluții. Săgetătorii au chef de ducă, pot fi pe drum, fac vizite sau dacă lucrează, au și ei energie și dinamism. Capricornii sunt foarte eficienți în plan financiar, poate găsesc chiar noi piste de bani. În tot cazul le merge bine. Vărsătorii sunt inspirați și creativi. Trebuie lăsați liber ca să poată să facă lucrurile astăzi și de altfel oricum ei pun accent pe ei și fac numai ce le convine azi. Pentru pești, ziua este aducătoare de aspecte benefice, mai ales în plan intelectual, deci faza asta a muncilor de creativitate și idei este minunată, dar să lucreze singur fără să fie scăiți de altcineva. O zi frumoasă a inventivității și a deschiderii minții. Să profităm de ea. Numai bine, ne vedem și mâine!